nu știu, simți oamenii că li se pare prea scump? Oamenii au alte așteptări? Bună întrebare. Ce vreau să ne-o pui? Chiar vrei să ne-o pui? Okay, eu nu. Da, aici văd mereu în fiecare, la fiecare persoană că când le zici un preț, se așteaptă poate mai puțin sau să le zici mai puțin. Tatuajul e un moft, nu e o necesitate. Trebuie să-l faci și când ți-l permiți, când știi că-l vrei. Nu trebuie să faci acum, nu știu, să duci să muncești sau să capucă vreo tatuaj. Uite, e bună abordarea asta. Tatuajul e un moft, nu e o necesitate. E un moft, nu e o necesitate și când vrei să ți-l faci. Salutare, băieți, bine v-am găsit la un nou clip de podcast, free talk, cum îi zice noi. Mamă, și câtă lume se ia de mine pe treaba asta, că eu zic, din am engleza asta de baltă și zic talk sau talk. Și nu știu cum să zic. El este Marius, tatuar artistul meu, pentru cine nu știe. Eu prima dată când te-am văzut așa cu tatuaj, gen, am pus fel de Alex Vera, gen, știi? Dar nu, știi care e treaba? Că tu nu par genul de om, nu dubios. Știi că poți să spui că sunt puțin golănaș, că sunt mai... Da. Dar tu nu ești. Dar sunt liniștit. Ești retras. Deci eu pot să confirm că eu sunt la câta ședință la tine? Cred că la 5 ore, 6 ore. La 5 ore cum sunt la tine. Și gen, e foarte, foarte retras. Calm, liniștit. Bun. Pentru cine nu știe de el și ce face, e tatuar artist și e unul care face bine treaba asta, o zic eu. Un om care se tatuează la el. Dați-i un check pe Instagram acolo la, cum te cheamă pe Instagram? p.mariustatu. Și la Gigosul Suprem acolo dați-ne follow pe Instagram pentru că suntem activi acolo. Nu putem să postăm cum postăm pe YouTube, adică rar. Postăm zilnic acolo. Bun, o să schimb un pic sistemul acestei discuții. Eu făceam până acum gen te plimbam eu un pic, gen vorbeam despre orice. Astăzi o să vorbim despre multe întrebări. Dar înainte vreau să-mi zici câți ani ai. Am 28 de ani, m-am născut în 11 iulie 1991. Mamă! Sunt destul de mare. 91. Ești 4 ani mai mare ca mine. Eu am 25, tu ai 29. 29. Faci 29. Așa. Unde te-ai născut? În Brașov. În Brașov. Da. Să vorbești mai tare pentru... În Brașov. În Brașov. Și că toată lumea, bă, deci de fiecare dată când fac treaba asta și zic omului, că gen eu îmi țin o vocalitate, un ton al vocii, na? Și zic unul, bă, ai zis Brașov, zic, bă, zi mai tare. Și fiecare om are, deci orice om cu care am vorbit a repetat treaba aia, adică nu e neapărat să repeti, doar să știi să vorbești unul mai tare. În Brașov te-ai născut? În Brașov, da. Și îți place Brașovul? Brașovul e un oraș foarte drăguț, foarte liniștit, curat, calm. Zona de munte, îmi place Brașov. Nu am mai fost de ceva timp, ar trebui să ajung iarăși pe acolo. Fii atent ce fatal îți dau acum. Yeah. O să te pierd. Deci, cum știu eu, camera aia, ce se aude de la laptopul ăla ne omoară pe fundal. Îl oprești? Îl opresc. Oprește. Acum mi-am dat seama, plecase foarte tare genul ăsta, cum zice. Ia. Mama, exact ce trebuie, ești nebun? Ăla-i tată. Mi-a oprit și boxele, gata, mi-a făcut environment. Nu, dar nu știu ce are, mi-a foarte mult sunet de fundat. Brașov, te-ai mutat iar în Brașov? M-a purtat viața cam peste tot, sincer să fiu, nici nu știu unde m-aș muta. Urmează să plece, zici, gen... Da, mai merg în Elveția, în Luxemburg, am fost în aproape 13 țări din Europa. 13 țări? Aproape. Și care ți-a plăcut cel mai mult? Să locuiesc, să stau, mi-a plăcut Grecia. În Cipru am stat 7 ani, să mai mergi să te distrezi și viață frumoasă, oameni liniștiți, oameni ok. În Grecia? Găsești în Amsterdam. Tzatziki! În Grecia, da. În Amsterdam a fost frumos, wow. În Elveția, e un oraș și o țară foarte liniștită. Deci nu știi să te decizi dacă e. Momentan aș rămâne în țară, că nu știu, e mai ok. Așa, eu nu înțeleg gen chestia. Tu ești singur, eu nu înțeleg de ce ești singur, că vrei tu să fii singur. Că așa, nu știu, trebuie să fiu singur. Păi, să vină și tu, gen, îți place că ești singur? N-am o problemă în lume dacă sunt singur. Am o fată care cred că te-ar interesa, Gianinuța. Numai numele zice, da. Că nu e bine cu mine. Bun, deci ați aflat despre Marius. Ați fost, cum am zis în story-ul ăla, l-am postat rapid acum 3 ore, 2 ore jumate. Ați fost foarte curioși și o să discutăm un pic pe baza... întrebărilor voastre, pentru că o să ne și apucăm de tatuaj. Bine, suntem și cu două vloguri în mers, suntem și cu podcast, o să mai urmeze multe chestii. Bun, prima întrebare vine
de la IDC Dani. Care a fost cel mai greu tatuaj de făcut? Bine, zice al tău, dar eu o să-ți adresez toate întrebările ție, știi, că cred că se referă și la mine. Cel mai greu tatuaj, nu am cel mai greu tatuaj făcut, că toate tatuajele care le fac le înțeleg din prima, că stau să le analizez foarte bine. Probabil cele mai dificile persoane, pot să zic. Nu, e ok. Am avut o persoană chiar și de curând. Tatuajul a fost ok, dar el a fost puțin cam dificil, deoarece se mișca mult și nu prea avea răbdare să stea într-un loc. Pielea era destul de tare, pot să zic așa, cam... Există treaba asta? Îți dai seama imediat de piele tale, piele moare? Da, poate să fie și de la piele, dar găsești piele tare, piele mai acidă, piele mai deci, astră. Deci, recent, nu? A fost cel mai greu, să zicem așa. Da, care am zis și 3 ședințe, 4 aproape la un tatuaj de 2 ședințe. Wow. Ok. PTOM. Dacă vine cineva și nu știe ce tatuaj vrea și te roagă să-i recomand ceva, ce îi spui? Îi recomand să-și facă tatuajul care reprezintă pe el, gen ce-i place lui cel mai mult, ce-l pasionează, ce temă, război. Confirm asta, pentru cum a fost și la mine, gen. Cum a fost și la mine, m-ai întrebat cumva de mână când ți-am zis să facem bună. Când ți-am zis să facem mână și tu ai gen, ți-am zis, bă, dă-i liber la creație, știi? Și tu ai spus, păi liber, dar ce liber? Când ce-ți place ție? Să te după tema mea. Da. Bun. Ok, bun. Avem de la Andrei An 07. Sigur pe aici se află o întrebare despre subiectul Colo. Colo? Știi ceva de el? Colo, nu. A, nu. Zic eu, dar nu discuta în genul. E un YouTuber undeva la 850.000 care a făcut o afirmație pe un live, gen că cu minore, cu viol, cu de-astea, dar a făcut-o, eu gen cumva l-a făcut-o, cred că doar pentru live să țină oamenii în priză, că avea foarte multe persoane și l-a ajuns la... Bine, nu la pușcărie, dar l-a luat poliția, tam mare și asta. Acum, în momentul de față și în situațiile de față, toate lucrurile sunt cam dubioase. Da. Mă, cred că trebuie să analizeze puțin mai bine, să-i dea o șansă, nu știu. Să-i dea o șansă? Nu știu, fiecare, toată lumea greșește și vorbește aiurea, mai spune câte o bocănă ceva. Da, corect. Vali până capa Y, zice Pinky, mă rog, zice, care a fost cel mai misterios tatuaj și unde? Misterios? Îți dai seama, se referă la loc, la asta. Adică ai făcut tatuaje misterioase? Misterioase, poate în locuri mai dubioase, dar misterioase Da, misterioase locuri dubioase. Da. Am făcut și intime și tot ce ține. Intime gen pămăciucă? La bărbați te referi? Nu. Bărbați în general nu prea vin cu tatuaje intime. Dar femeile, gen, la femei, nu? Da. Băi, stai așa, te întreb eu, dragă, ești foarte curios, dar și prost. Bă, vine o femeie, da? Și vrea să-i faci tatuaj, gen, și vrea să-i faci la pizdares, da? Mijdoi. Da, la mijdoi. Bă, și care e întrebarea mea? Tu nu o atingi, mă, frate, n-ai și gen... Bro, nu știu, de un moment dat te obișnuiești, depinde și... Cum te obișnuiești? Na, să-ți faci treaba, să-ți de treaba acolo, nu neapărat, depinde și... V-am zis că e profesionism, dau o idee, o chestie, de ce am pe Instagram. Aici. Tu vei vorba de chestia asta, de tatuaje misterioase. Ok. Și a rămas să-i faci sau i-ai făcut? Nu, i-am făcut. Nu știu, dar mi-am răspuns. Am rămas așa, da. Ok. Cred că multe fete caută anturaje astea. Poate obțin ceva pe muncă. Ia uite, îți dau o întrebare între astea. Ce s-a întâmplat să încerce, gen, să-i faci un tatuaj și să-ți plătească în natură? Ai mirosit tu măcar ideea asta? Am mirosit, dar... Ai mirosit, nu? Nu prea dau de înțeles chestia asta, că sunt... Parcul în așa. Eu sunt rece, nu prea mă bag în seamă. Da, nu... Fac treaba... Salut, nu mă dau în discuții, nu mă dau în vorbe. Tu, Adrian Alex, zice, care este cel mai tare tatuaj pe care l-ai făcut?
Cel mai tare am făcut primul tatuaj, cel mai tare mi-a reușit în Belgia, am făcut un elefant pe spate care când te miști se mișcă și el, observi cu efectul 3D. Ăla. Poți zici că e 3D, dar... O să-l punem pe ecran dacă ai poză. Ai poză? Am, da, un video mic făcut aici. Dacă ai video, gen, îl trimis mie pe WhatsApp. A, ăla e la tine pe pagină? Uh-huh. Tare. Hai să vedem dacă... Mamă, cât ai făcut, mă, mâncați și... Da. Ai mia de tatuaje? Am, bine, cu alea mici, aproape. Uite, ăsta l-am în Belgia. Ăsta e? Bine, primul, aș mai avea câteva. Tot făcut de tine? Da, da, da. Doamne, nu cred. Doamne, nu cred. Bine, cât se vede așa. Mamă, uite-te cum se vede, ești nebun. Deci se mișcă și elefantul ăla, am pus în așa fel. Bă, da, 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 trompa, acum am văzut. Se miște trompa și privirea. Bă, ești criminal, mă jur. Bun, ok. Marius Underline Puvălă zice, este ok să-ți faci tatuaj la 15 ani? Mm, nu prea, fiindcă corpul se dezvoltă și o să deformezi și tatuajul. Depinde în ce zonă pui. Ok. Manu Mălcapa zice, tatuajele tale reprezintă ceva anume? Au o poveste sau le-ai făcut doar că ți-au plăcut? Modul în care sunt plasate o, așa, o semnificație, dar ele nu mi-au plăcut. Gen, astea după mână înseamnă ceva, ăsta de aici are înseamnă... Mm-hmm. Calii care au pe burtă aici. Wow. Și cam ok, eu nu știam tatuajul ăla. Nu? Nu te-am văzut dezbrăcat. Bine, probabil de-aia și pe Instagram m-am uitat. Nu. Bun. Mihaela Feclistov. Feclistov. De unde e pasiunea de a face tatuaje? Succes în continuare. Mersi frumos. Am talent la desen de când eram mic și lucram la un pub. Am văzut pe un taximetrist care era full, avea tatuaje peste tot. Și de acolo mi-a plăcut, am început să mă interesez cât de cât. De la talent, de desen, gen de la desen, cred că pleacă toată lumea. Da. Și am văzut că și lumea a început să tatueze, să le placă cât mai mult. Da, oricum întrebarea asta se tot repetă, știi, da. Gen și ca unele. Marcu Teodora Underline zice, în ce zona corpului a fost cel mai greu/ciudat să faci un tatuaj? Pe coapse, nu le suport eu pe coapse. De ce nu-ți place pe coapse? Că e poziția nașpa, pielea e foarte flexibilă, trebuie să o întinzi, să stea mereu întins, să se mișcă întotdeauna. Deci pentru oamenii care nu v-ați convins încă, gen, el a zis la început cu alte cuvinte, băi, e un tip timid, nu neapărat timid, e retras așa, dar pentru cine nu s-a prins de treaba asta și cine nu a crezut, vă dau eu un argument ca să vedeți. Deci la cât de liniștit e, i-am atras atenția eu pe filmare să vorbească mai tare și el încă poartă conversația, gen soft close, așa, gen, cumva, bă, răspund vorbesc, dar sunt pe treaba mea, adică nu neapărat loud. Vezi că asta zice multe despre un om. Adică la modul că, uite-mă, eu sunt gura liber și în trafic, mă jur și astea. Bine, și eu am mașină? Da, am mașină. Ce mașină ai? Mercedes CLK. Care a fost cel mai ciudat tatuaj pe care l-ai făcut? Tot la Marcu Teodora. Ciudat. 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 Mamă, sunt o grămadă, dar nu pot. Cel mai ciudat. Cel mai. Ce aș putea să fac cel mai ciudat? Eu. Am multe tatuaje mai ciudate așa, dar... Am unul capul tău care îți pare cel mai cel. Nu vine unul cap acum. Nu se vine unul. Zi-mi de exemplu, dă unul ciudat, na. Să faci o muscă și un căcat pe spate, nu știu. A făcut cineva așa ceva? Da, mi-ai văzut povestea aia când... Nu. Soția unui tatuator a fost l-a înșelat pe el. Și el a aflat și apoi a vrut să-i facă ei o surpriză, gen să-i facă un tatuaj și i-a tatuat un căcat pe spate cu muște. Băi, leșin, ok. Robert Marian Nacu, cine te-a motivat să te apuci de această meserie? A existat cumva o persoană care te-a influențat așa de mult, gen în meseria asta? Nu. Majoritatea m-a influențat, gen, că de ce nu te-a pus sau fă, sau că ai talent, sau... Uite, o întrebare care, fii atent aici, care cred că ți se pune de fiecare dată. AM Rareș 21. Deci, el trebuia să spună o întrebare ție, dar la care tu să răspunzi. El zice așa, cam cât ar costa un tatu? Asta e prima întrebare care o primesc de obicei. Depinde de model, mărime, loc, de zonă.
cât durează. Da. Okay, mai multe chestii. Mai multe chestii. De cât timp practici această meserie? De 4 ani lucrez așa, pe modul ăsta realism și gen, de când mă ocup doar cu tatuaje, dar așa am tatuat de 7 ani, mai făceam chestii micuțe, un scris, o floare, un trandafir. Tot întrebarea asta e grea, gen meseria? Pentru mine nu, că eu înțeleg. Da. Și cum arată cel mai complex tatuaj făcut de tine? Ai zis ăla cu elefantul, nu? E cel mai complex? Ar mai fi, gen ar fi și ăla cu povestea aia pe braț, full sleeve ăsta. Ăsta de aici. Asta e un braț făcut de tine complet, nu? Da. Și ce poveste are? E o poveste personală lui. E a lui personală? Stai așa să dea un focus pe cameră. Nu știu cât vedeți voi aici. Dar arată bine. Mamă, mie îmi place super mult ce faci tu. Bun, mamă, mi-am pus întrebări mie și încerc să le sar. 7 mădălini, zice, e greu să îngrijești un tatuaj nou? Trebuie să ai puțin grijă de el, important, de prima săptămână. E greu, gen? Ca asta te întreb, gen, e greu? Nu e greu, nu e neapărat greu. Să-l speli, să-l cureți, să-l dai cu cremă, să-l menții hidratat, să nu fie uscat. Curtui Diana, zice, cât timp trebuie ținută folia? Folia trebuie ținută primele 2 ore, apoi dată jos ca să nu se irite pielea, să lase pielea să respire, să nu se înușească. Ok. Da. Există o folie specială pentru tatuaj care poți să ții până la vindecare. Bune? Da. Nu știam. Tot de la Diana avem, ce cremă e bună pentru întreținerea tatuajului? Din ce am recomandat eu până acum și în ce am auzit la alții, unt de cocos, bepantenul la tatuajele mari, dar nu prea mult, că îl ajută să vindece mai repede, dar învezește în același timp, în timp. Și ar mai fi Sorimamo, care mai e cea mai bun. Uh-huh. Da, și mai sunt. Bun. Tot de la Diana, 3 întrebări. După cât timp ai voie să stai cu tatuaj la soare? Cel puțin 2 săptămâni. Deci după ce ți le-ai făcut 2 săptămâni și după aia poți să da. Bun. Care este primul tău tatuaj și de ce l-ai făcut? Semnificație, însemnătate. Primul tatuaj care l-am făcut și mi l-am făcut singur a fost ăsta pe picior. Aici sus, un tribal. Ăsta sau ăsta? Ăsta. Ok. Și de ce l-ai făcut? Nu știu. Așa mi-a venit, mi-a vrut tatuaj atunci, eram mic și mi l-am făcut singur. Am zis mic? Ăla e mic? Eram eu mic. Erai tu mic. Al meu a fost aici, un Alex. E făcut de un vecin care a fost la pușcărie cu ac de la și cu coardă de chitară. Și dacă te uiți atent, se poate vedea. A, vezi? L, E, X. Vezi? Uite. Le vezi? N-am făcut. Bine, și ăsta e. Am acoperit Alex-ul ăla imediat la vreun 3-4 luni, tot la fel, la un tatuator de la pe acolo. Bun. Hai să te iau eu, lasă. O să te iau eu. Câte tatuaje ai? Nu le mai rețin numărul acum. Aproximativ. 20. Vrei să-ți mai faci un tatuaj anume? Peste tot. Păi mult timp vrei să-ți-l faci următorul? Aș vrea să ori să mi-l fac pe ceafă sau dacă nu... Mă, bă, și că mă uitam pe ceafă, că nu vrei nimic aici. Da, aș vrea să fac pe ceafă, dacă nu... Dar trebuie să-mi găsesc un artist eu, să mi-l fac pe ăsta cu apocalips. Wow! Tot spatele. Ăsta vei să faci pe tot spatele? Doamne, cum e ăsta? Ok. Zi-mi, uite, gen, cum ți se pare ție că e portretul celui mai nasol client? Adică cum arată pentru tine cel mai nasol client? Cel mai nasol client? Da, unul care îți face figuri și de-astea și e nesimțit de fel așa, gen el. Are nu-ți place ție, nu ei face tatuaj, ai refuzat. De obicei, persoane care îmi dau impresii proaste la început, nu știu, încerc să le refuz sau... dar nu prea m-am întâlnit așa. Îți selectezi clienții? Într-un fel, nu prea. Gen, am avut clienți ok. Unde te vezi, unde te vezi în 10 ani? Mamă, 40 aproape, băi, 39, băi, ești bătrân. Mă intru la... Multe mă văd peste 10 ani la pensie. La pensie? La 40 de ani, nu? Să mă văd undeva sus, recunoscut ca un artist. Asta vreau să zic. Bă, uite, ca tatuator, da? Ca tatuartist.
care e golul vostru? Că, nu știu, mă uit așa, uite, eu fac YouTube, dar golul meu e să ajung cineva cunoscut cu muzică. Și eu, să ajung cineva cunoscut. Gen să ai salonul tău? Să-mi reprezint arta, să... Consider că mai ai de învățat ceva? Toată lumea are de învățat, sigur. Adică, de exemplu, la tine tu acum ești realistic. Da, aș putea să mai progresez în realistic, cu siguranță. Dacă mai găsesc mai stiluri, gen... Sunt stiluri diferite de tatuaje? Da, da. Pentru cum ar fi, gen? Mai dark, mai deschis, alții folosesc mai mult grei, alții folosesc umbre mai trăite, alții folosesc umbre mai fine. Ah, ok. Da, alții folosesc umbre mai, cum să zic eu, mai saturate, mai închise, mai încărcate. De ce ai ce să înveți cumva? Da, 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 sigur. Depinde. Acum și mașina care folosești, tușurile. Că ai investit mult în echipament? Cam da. Cât costă tot echipamentul? Poți să zici? Gen, sau nu vrei să zici? Toate aproximativ. Uite, de exemplu, eu, ca echipamentul de YouTube, am băgat fără următorul update care vine acum, vreo 4.500, 5.000 de euro. Cu tot ce am. Nu prea țin contul la cât... Dar le schimb consum, gen când... Ce mai sunt consumabile astea, după acele, tușurile... Foile de stencil, staff-ul. Sunt multe chestii, oamenii de igienizat, igienă. Se întâmplă ca lumea gen să ți... Stai așa. Tocmai, na. Bun, ne-a lăsat bateria, am dat replacement la baterie. Replace. Gen, se întâmplă des sau cumva, nu știu, simți oamenii că li se pare prea scump, oamenii au alte așteptări? Bună întrebare, ce nu vreau să mi-o pui. Da, aici văd mereu în fiecare, la fiecare persoană că când le zici un preț, așteaptă poate mai puțin sau să le zici mai puțin. Tatuajul e un moft, nu e o necesitate. Trebuie să-l faci și când ți-l permiți, când știi că-l vrei. Nu trebuie să faci acum, nu știu, să duci... Să muncești sau să apucă vreo tatuaj. Uite, e bună abordarea asta. Tatuajul e un moft, nu e o necesitate. Nu e o necesitate și când vrei să îl faci, contează, frate. Și trebuie să dai un ban. Dacă vrei să dai un ban la ceva de calitate, dă-i, trebuie. Mai ales acum că mulți încep să facă tatuaje și dau tatuaj pe, nu știu, 3 milioane și îți face jumătate de mână și nu știu ce, în 2 ore. Da, da. Știi că ce părere ai despre ăștia care dau împunare? Prețul nu e mic deloc pentru un tatuaj, pentru o artă care stai să-ți muncești atâtea ori, de exemplu să-ți faci, să-mi bagi acolo, să folosești creativitate. Deci eu pot să confirm asta și mie când și mie pot asta. Bine, eu stau mai așa, mai câș ca în folie asta, boys. Ideea e în felul următor. Și când a pus, gen, trebuia să-mi pun aici pe tatuajul să se lipească, gen, sau cum trebuia să faci, da, tot, gen, cu aia. Și gen, are el așa un moment în care 50 minute e Atena, gen, deschide așa antenuțele și nu se uită la tine și e acolo, gen, și vine și mai dă el cu degetul, zice, dacă... Și la un moment dat îl vezi că face așa, îl întoarce și bă, și nu, așa e bine. Și oricum iese blană bombă, cu toate că eu ți-am zis... Încerc, îmi dau tot interesul ca să... Da, uite, asta apreciez cel mai mult la tine, că gen... Eu, știi că la început, gen, mă enervasem, nu mai puteam să rezist, tu vrei să-ți faci tu treaba, eu nu mai rezistam, pana mea, na, gen. Și a fost super awkward, cumva, la început, dacă mai ții minte, și asta m-a făcut, cumva, să revin la tine, că ești mică, ești acolo, pigălos, da, ești pânele. E singurul lucru unde am răbdare, sincer, și îl fac din... Multă păcere și mai mult asta. Și îl fac gen ca și pentru mine, cum ar veni. Dar vezi cum să-mi vină asta? Când faci ceva ce-ți place și te dedici și mai faci și bani, exact ce trebuie. Viața ce trebuie. Da, da, da. Eu nu știu, uite, dacă... Asta e și pentru oamenii care nu fac ce le place lor, cumva... Uite, dacă ție îți place să, nu știu, să gătești și tu te angajezi casier la Mega... Da. Vezi, gen, nu e ce trebuie, apoi putea să te faci bucătar, da. Ce părere ai despre bolangii ăștia care dau țepe la tatuaje? Nu gen să dea ei, ăștia care tatuează o mână întreagă pe 5 milioane, gen, și buleară rapid, așa, gen.
Da? Nu vreau să vorbesc că era să nu? Se judec cu oamenii gen. Păi nu, eu i-aș judeca un cațișul ăsta. Dacă, de exemplu, la un, dacă sunt oameni care vreau să se apuce de tatuaje și ele... Ce să le recomand? Să înceapă ușor, ușor, pe chestii simple, pe lining, pe linii drepte și dacă au talent și viziune, să dea, să-și dea mai mult interesul gen. Că, cam cât că, timp crezi tu că durează să gen să evoluezi în meseria asta, să ajungi la un punct în care să fii cât de cât ok, gen oricine vine la tine, bine, oricine, când vine unul la tine să poți să-i faci ceva, poate unul vine cu un scris, altul vine cu un tribal, altul vine cu un elefant, da? Gen cam cât crezi tu? Da, bine, depinde și de om, da? Eu eram la 19 ani, cred că aproape 20, am pus prima dată mașina în mână, n-am știut atunci multe chestii, foloseam doar lining-ul ăsta pentru linii, făceam chestii micuțe. N-am stagnat la nivelul ăla, cred că vreo 3 ani, că nu mi-am dat interesul să fac și altceva. Deci depinde de interes. Talent, mai desenam, desenam chestii de-astea, dar n-aveam timp, că trebuia să muncesc și în altă parte, să-mi câștig bani. Da. Și apoi m-a angajat cineva la un salon și m-a întrebat ce fac, cum fac și m-a văzut că și desenez, că ești ok. Tu faci pe scris, nu știu ce, faci de-astea ce poți tu și eu le fac pe alea mari. Între timp eu am furat de la el și am văzut cum face. Să fură și meseria asta? Să fură, că observi să fură ce tușuri folosești, că eu foloseam decât un timp de tuș, foloseam decât un timp de ac și un voltaj la mașina aia care nu știam să-l schimb, să-l dau mai mic. Contează multe. Da, cam orice meserie. Și am dat seama de acolo și apoi am prins ideile și ideile cu stensilul și am început. În 2 săptămâni eram mai bun decât el. Ok. Mai ai prieteni tatuatori? Da. Și cum? E o competiție între voi? Există o competiție pe piață? Gen, cumva e o piață pentru tatuaje și o competiție? Toată lumea ar vrea să simte bun, știi, să fie bun. Impresia e a lor. Eu știu că sunt câțiva în România care sunt un pic renumiți, dar mi se par over, gen, supraapreciați. Și de ce? Că și-au făcut numele ăla, știi? Dar mie mi se pare, uite, de exemplu, nu o să dau nume, e un băiat care face, are salon și e super pupat el așa la toată lumea, e să zice numele foarte des și am văzut unele tatuaje și în comparație cu tatuajele tale, nu e o diferență să zici că îți rupe gura. Eu nu tatuez nici de prea mult timp, nu sunt așa cunoscut, în ultimii 4 ani am început și am fost mai mult plecat în afară. Asta zic, e greu să-ți faci de numele? Dacă ești bun, ușor, ușor, nu cred. Clienții aduc alți clienți. Puțin și noroc, îți trebuie și puțin noroc. Cum persoana potrivită. Cum te descoperă lumea cel mai ușor? Din gură în gură? Din gură în gură și prin recomandare, cred. Da, adică ce-a făcut la unii, ți-ai făcut, uite-am eu pe unul, bam, 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 da? Și social media îți trebuie. Eu îl bat la cap cu social media, eu îl bat la cap. De când am venit prima oară. Eu abia sunt la început, să zic că am. Eu sincer ți-aș face un canal de YouTube, mă jur. Cum e stresul? Eu un băiat stresul care o să-mi facă mie PC-uri, el doar face PC-uri, știi? Să mai joacă el acum. Dar el practic stătea toată ziua, făcea calculatoare și gen omul a zis, bă, bag o cameră, cred că așa a gândit-o, știi? Și face calculatoarele și le face pe live. La fel ai putea și tu, la fel de bine, gen, să faci un canal de YouTube și să bagi pe live, să tatuiezi pe live. Da, n-ar fi o idee rea. Da, și depinde și de multe. Da, există și multe chestii, știi de ce? Că, bă, pentru mine, și zic eu, e un public foarte... Bă, să ne scrieți în comentarii. Vreau să vedeți, el o să uite la clipul ăsta, să vedeți, să scrieți în comentarii acolo. Eu, mie mi se pare foarte cin să mă uit la unul care tatuează și să stau vreo 4-5-6 ore cât stă el, că și ăsta stă 12 ore pe calculatoare. Adică bagă de la 10 dimineața până la 10 dimineața, gen până la 2-3 din noapte. Știi? Și mi se pare super ok treaba asta. Tocmai asta e. Ar trebui să încerci, bine, sincer. Că când tatuezi, știi, ai văzut și observat că mie eu nu prea vorbesc. Nu vorbești deloc? În general, nu mulți vorbesc. Puțin. Sunt mai mult concentrat pe tatuaj. Și să nu se plictească lumea, știu tu. Bine, trebuie să și explici ce păi faci, nu, cum faci. Dar stai un pic, că nu. Vezi tu asta, zici, tu zici, bă, să nu se plictisească lumea, dar tu nu le dai nu le dai o alegere cumva, tu le oferi ceva. Ei dacă vor, gen, tu știi că tu o să te schimbi cu comunitatea. Da, eu zic că ar trebui să încerci singur, sincer. Ce trebuie? Un braț de microfon, lumină ai și un braț de microfon, braț de cameră și o cameră. Investești 600-700 de lei și ai făcut un canal de YouTube. Eu zic că ar fi super, ești nebun?
Să te gândești la treaba asta. Nu, să mă gândesc. Să te gândești. Deci e super combinație și mai sunt oameni care vor să te susțină. Da, plus că eu mai merg și în afară. Uite, na. Pictez, faci și graful. Graful, da. Și că la noi în România nu mai... Uh-huh. Uite, gen, a făcut unui prieten, dar nu știu câți ani de el, i-a făcut un graf și pur și simplu nu vrea să zic, bă, postează-l și tu. Nu. Nu are voie ce. I-a făcut un perete cam cât al tău tot ăsta. Și a zis că nu, că nu vrea, nu vrea să-l posteze, că nu vrea artistul, gen. A, vrea să fie prea privat, mă. Păi nu prea privat, dar gen cu poliție, cu de-astea. Da. N-ai voie să faci în casă de-astea cu spray-ul? În casă? De ce? Nu știu. Nu știu. Habar n-am. Îți faci în casă la tine ce vrei, dacă nu. Da, cred că de... oricum sau poate să o fi semnat și e un tag ăsta. Să nu aibă drepturi de autor, să nu-i fure lumea lucrarea, probabil. Bă, era numele lui cu abstractul, dar la ce să fure lucrarea, adică de ce-i fura lui? Nu înțeleg, de ce să vină poliția în casă, de ce? Da, nu știu, a zis că nu vrea să-l posteze, e pur și simplu așa, o alegere a lui, să zicem, pana. Da, dacă e a lui, nu, ce se face? Da. Ai niște sfaturi pentru tine? Pentru mine? Da. Mereu prin cu întrebarea asta la mijloc. Și ai niște sfaturi și omul zice, ce să zic eu la asta? Și după aia vin pentru tine. Adică tu observi niște chestii la tine și nu le-ai schimbat și vrea să le schimbi? Asta e gen, ai niște sfaturi pentru tine? Da, să fiu puțin mai sociabil. Sociabil, mai da? Sociabil. Mai sociabil. Nu, că nu am treabă cu societatea. Păi foarte timid, mă, dar eu acum îmi dau seama și nu pare, adică ești... Arăți ca borde, ești tatuat din cap până picioare, a trebuit să fii super de gașcă. Ești de dar gașcă, doar. Gașcă, nu mă înțeleg, ești foarte retras. Da, nu sunt așa gen... Probabil și muncă. Rezervat, da, și cu munca... Da, muncă... Faci diferența dintre muncă și caterincă? Da, nu am treabă. Nu ai treabă. Da, dar nu, sunt deschis, nu am... Doar că cu capul meu sunt multe chestii. Trebuie. Imaginații și dragi, povești, aș scrie. Voice, noi ne-au să ne apucăm de treabă, sper că v-am răspuns la toate întrebările voastre. Dacă mai aveți întrebări, le puneți acolo în rubrica de comentarii, o să se uite. Încă o dată, dacă doriți un tatuaj, eu pentru Marius, eu susțin că e tatuartist bun. Mamă, știi că am început să zic tatuartist, vezi, sunt cineva. Păi. E un tatuator, este unul care face tatuaje bune. Dați un follow pe Instagram acolo la Instagramul lui care o să apară sub el aici. Un follow, blage-vă să suprem pe Instagram. O întrebare dacă aveți pentru noi în rubrica de comentarii acolo. Și dacă se apucă Marius de YouTube, cu cea mai mare plăcere o să vă recomand canalul lui, o să băgăm pe comunitate acolo. Să scrieți și voi acolo. Băi, dai mă, apucă-te de YouTube ca să ne uităm la tine. Like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat. Noi ne vedem data viitoare. Vamos! Da.